Bine ați venit la Atlantykron 2008. De-a lungul timpului, generație de generație, au existat în permanență promisiuni de schimbare și de oportunități viitoare deosebite pentru tinerii care își începeau cariera și viața de adult. Adevărul este că istoria ne-a dovedit că schimbările semnificative pentru omenire se desfășoară foarte încet, fiind măsurate în multe generații sau chiar în secole, până acum. Generația voastră va vedea schimbări cum n-au mai avut loc pe această planetă în istoria umanității. Aceste schimbări vor fi cu totul diferite față de cele pe care le-au trăit ori văzut rurile voastre sau generațiile trecute. Lumea va deveni mult mai conectată, iar voi veți petrece o mai mare parte a vieții interacționând în cadrul unor comunități virtuale, unele mai mari decât majoritatea țărilor. Aproape, sigur veți lucra în echipe globale interculturale, unde succesul sau eșecul vor depinde din ce în ce mai mult de aptitudinile voastre în ceea ce privește înțelegerea culturală. Lumea va deveni mai transparentă, iar problemele și oportunitățile lumii vor deveni problemele și oportunitățile voastre. Veți fi martori ai unor transformări semnificative în felul în care este condusă lumea și veți avea slujbe noi, la care veți folosi atât înalte, cât și tehnologii care nu erau accesibile generației părinților voștri. Explozia de informații, mai mult decât oricare altă schimbare, va pune la încercare modul în care noi, cu toții, învățăm și ne va însoți în carieră. Aceste schimbări vor avea loc foarte repede și vor supune unui test modul în care voi și familiile voastre veți munci și trăi. Cum veți echilibra știința și spiritualitatea, precum și modul în care vă veți identifica în comunitatea globală. Voi reprezentați generația următoare, aceea generație care va conduce planeta prin aceste schimbări, cele mai rapide și mai semnificative din istorie. Acum aș dori să vă rog să fiți puțin atenți la următoarea prezentare, care a fost pregătită prin munca și sprijinul următoarelor persoane și instituții. Câteva gânduri de încheiere. În primul rând, este nevoie de o singură idee pentru a schimba lumea. De fapt, istoria ne-a dovedit că acesta este singurul lucru care a produs vreodată o schimbare. Așa cum spune de fiecare dată prietenul și colegul meu, domnul Sorin Repanovici, viitorul este în mâinile voastre, așa ca să începem să pregătim viitorul. Dacă nu știi în câtul te îndrepți, atunci orice drum te va duce acolo. Vă rog să acordați întreaga atenție următoarelor 7 minute pentru a asculta, a înțelege și a reține. Apoi să vă întrebați care sunt ideile voastre pentru viitor și cum vă veți pregăti pentru a alege cu înțelepciune drumurile voastre și ale noastre. La final, vă urez sănătate vouă și familiilor voastre, succes și fericire. Pe data viitoare!